Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am găsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi stăm de vorbă cu domnul Ilie Lupa, secretar executiv al PPDD Sălaj, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule Săuca. Într-o perioadă de acumulări politice, de pregătiri, dar și de campanie electorală. Pentru că nici o zi fără campanie electorală. Realitatea e că pentru un politician nu există acel interval de 4 ani, un politician care se respecte este în campanie electorală în fiecare zi. Important este ca mesajul politic pe care îl transmite să aibă într-adevăr un impact asupra electoratului și aș vrea să concretizez. De obicei, în campania propriu-zisă, toți politicienii prezintă în fața electoratului un program politic, mă rog, mai mult sau mai puțin stufos, dar electoratul este interesat de programul economic al acelui om politic sau acelui partid. Au trecut un an și jumătate de la alegerile locale, au trecut aproape un an de zile de la alegerile parlamentare și, din păcate, traiectoria pe care este înscrisă țara românească este foarte departe de ceea ce s-a promis în campania electorală de majoritatea oamenilor politici. O să mergem mai departe. PPDD, cel puțin în Parlament, nu se simte prea bine. Au fost mai multe dezertări. E un subiect interesant și din perspectiva majorităților, atât în Senat cât și în Camera Deputaților. Haideți să începem cu acest subiect. Vedeți, dumneavoastră, o parte dintre parlamentarii PPDD care au migrat spre putere, pentru că practic asta s-a întâmplat, au trădat partidul și, în primul rând, au trădat electoratul pe care i-a trimis în Parlament. O parte dintre ei, este o părere personală, văzând că nu au acces la putere, au ales această cale. Nu știu dacă este chiar normal că în această perioadă în mass media să ține cap de afiș plecarea parlamentarilor PPD de către putere. Rectificare, deci o parte din mass media, pentru că vă spun, problemele sunt atât de acute încât important ar fi pentru această perioadă un program de guvernare care, practic, Guvernul României are o sarcină relativ ușoară, în condițiile în care de 2 ori sau de 3 ori pe an vine femeia în țară și le face programul. Nu mi se pare normal, trebuie luat o atitudine. Realitatea e că dacă în condițiile, în ritmul acesta ne îndatorăm la femei, finalitatea este obscură total, în sensul că există pensionari care nu au nicio vină, că au lucrat 40-45 de ani unii și există perspectiva sumbră să nu mai poată beneficia de pensii. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, au mai existat. În 2008, de exemplu, au migrat de la PSD înspre putere, că aici ai mirajul, în jur de 50 ceva de parlamentari, dar, mă rog, nu s-a făcut atâta tam-tam. Încă o dată vă spun, cei care au rămas, și părerea mea că au rămas totuși oamenii de valoare în,
în Parlament din partea PPDD, vor continua și împreună cu noi, cu oamenii din teritoriu, vom continua munca în partid și chiar avem în perspectiva foarte apropiată întâlniri, mă refer la organizația Sălaj, întâlniri cu oamenii din teritoriu pentru a clarifica câteva situații. Referitor la organizația Sălaj, în cursul săptămânii trecute, conducerea partidului PPDD s-a aflat la Zalău la întâlnire cu membrii, unde s-a făcut și o analiză a organizației în urma alegerilor locale și parlamentare. Pot să vă spun că organizația PPDD Sălaj este în primele 10 organizații la nivel național. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, astăzi cu Ilie Lupa, secretar executiv PPDD Sălaj. Ajungeam oricum și aici, am văzut și în mass media locală relatări de la aceste întâlniri. Noastră sunteți în top, dar de altă dată vă întreb dacă ați avut în perioada asta pierderi, la fel ca și la nivel central. Nu, la nivel local nu au fost și nici nu se pune problema. Suntem același nucleu care în practic 3 săptămâni am organizat și am condus campania la locale, obținând 3 consilieri, spre surprinderea generală. Am condus și campania pentru parlamentare. Din păcate nu am obținut din Sălaj, dar voturile sălăjenilor care au votat cu PPDD în context au ajutat la obținerea mandatelor pentru colegii care într-adevăr au rămas în Parlament. PPDD, un partid, cum s-a spus de atâtea ori, atipic, cu un lider mai spectaculos, să zicem așa. Are un viitor acest partid, nu trebuie? Viitorul partidului îl decidem noi și electoratul. Deci, într-adevăr, Dan Diaconescu este un lider de partid mai o notă mai aparte față de liderii politici români. Apreciez foarte mult și sunt în asentimentul colegilor de partid traiectoria pe care a avut-o Dan Diaconescu, apropo de mass media. Nu a intrat în combinații dubioase, nu poate nimeni să-l acuze pe Dan Diaconescu că a făcut avere după ce a constituit și a condus Partidul Poporului Dan Diaconescu. Nu vreau să fac neapărat comparație cu alți lideri politici, dar Dan Diaconescu este un jucător atipic pe scena politică românească, un om cu priză la electorat. Vreau să vă spun că la întâlnirea din Zalău înainte de alegerile locale, o tribună plină pe stadionul municipal de aici, de lângă dumneavoastră, l-au așteptat în jur circa 3 ore pe Dan Diaconescu, ceea ce nu cred că alți colegi din partidele sălăjene au reușit. Mă vedeți cum e, și atunci l-au așteptat, a fost pe un vârf, acum are probleme și se pare că probleme sunt destul de mari, ca și în viață, urci, cobori. Problemele apar în momentul în care încep să deranjezi puterea domnului Său. Ca dacă Dan Diaconescu rămânea la OTV fără să facă, să formeze partidul care îi poartă numele, era ok și acum, își făcea emisiunea, nu îi se retrăgea licența. În momentul în care deranjez, din păcate, vedeți că mai există un post de
de televiziune care nu este aservit puterii și are probleme majore, mă refer la Realitatea TV. Sunt speculații, nu știu dacă sunt chiar așa. Mă rog. Eu vă spun ce am văzut din declarația lui Cosmin Gușă, unul dintre patronii postului de televiziune. Nu ar trebui să se întâmple acest lucru, pentru că în toată lumea civilizată există putere, există opoziție, dar probabil se întâmplă la modul civilizat. La modul civilizat. Dan Diaconescu a deranjat probabil pe multă lume de la putere, dar încă o dată vă spun, nu poate fi acuzat că a fraudat sau că și-a însușit ilegal, sau mă rog. Rotisorul Politic, o emisiune realizată în parteneriat, în colaborare cu ziarul Magazin Sălăjan. Vă reamintesc astăzi cu Ilie Lupa, secretar executiv PPDD Sălaj. Cum v-ați implicat în această perioadă de la alegerile locale și alegerile parlamentare pe care le-ați invocat până astăzi? Ați reușit să propuneți ceva? Ați reușit să faceți ceva concret? Am avut câteva intervenții și în Consiliul Local. Acum, realitatea e că în momentul în care ești în opoziție, chiar dacă ai anumite, fac o paranteză, nu mă refer la organizația Sălaj, la nivel central, au fost câteva inițiative ale colegilor din Parlament, printre care una dintre ele fiind majorarea alocației pentru copii, inițiată de deputatul PPDD Liliana Mincă, pe care puterea și-a însușit-o, dar din păcate nu a trecut prin Parlament. La nivel local avem o relație normală, pot să zic, cu colegii din eșecherul politic. Și încă o dată revin la ce afirmam inițial. Este destul de greu când ești în opoziție să ai o inițiativă care într-adevăr să poată fi și materializată. Totuși, vă implicați, bănuiesc, și cele câteva comune unde aveți primari, viceprimari. Da, la nivelul Sălajului avem doi primari, la Guratul Graznei și la Bucium, un viceprimar la domnul Chiș de la Valcău și patru nume de consilieri. Dar, așa cum afirma la ultima întâlnire domnul Lazar Eugen de la primarul din Bucium, este foarte greu să fii primar în opoziție când nu e un secret pentru nimeni. În general, fondurile, practic astea contează ca să creezi infrastructură într-o comună. Deci fondurile sunt alocate pe clientelă politică și asta o spun în cunoștință de cauză. Oricum, chiar în condițiile în care sunt primari în opoziție, atât domnul Lazar la Bucium, cât și domnul Sur la Oratul Grasnei. Domnul Sur chiar a finalizat două investiții foarte importante, școlile din Horatul Grasnei și din Stârci, școli la standarde europene. Deci se fac toate eforturile ca electoratul și în general comunitatea, pentru că nu toată lumea votează într-o comunitate primarul, deci se fac eforturi ca să se rezolve absolut toate problemele la nivel local. Acum, problema cu alocarea fondurilor, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, există și primării unde primarul sau viceprimarul sunt de la putere și nu au reușit să acceseze fonduri. Asta depinde și de activitatea și de munca depusă de fiecare
primar în, în comuna lui. A, și rămâne problema importantă de multă vreme a primarilor, aleșilor în general, dacă rămân sau nu în partidul pe care a fost ales. Migrația este cumva stopată, dar sunt foarte rare cazurile în care un primar rămâne mai multe mandate, să spunem, în același partid. Acum depinde și de interesele locale. Realitatea e că la nivel local nu se pot face migrații de genul celor din Parlament, unde părerea mea este că ar trebui să se intervină, să se intervină totuși cu o lege, cu o lege în care să se stopeze migrația. Și probabil atunci vom intra, mă refer la clasa politică, într-o stare de normalitate. Recentele sondaje indică o scădere a încrederii populației în partidul nostru. Cum comentați aceste sondaje? Domnule Săuca, de obicei sondajele au rezultatele dorite de cei care le comandă. Probabil în urma ridicării licenței OTV să se fi produs un recul, dar nu cred că ultimele sondaje pe care le-am văzut în mass media indică procentul real al simpatizanților PPDD. Oricum, cu toate piedicile care i s-au pus, Dan Diaconescu o să emită din nou pe OTV și fiți convins că impactul va fi cu totul și cu totul altul, pentru că va fi în fiecare seară în casele românilor. Subiecte grele, într-un fel, am văzut și în familie, nevasta crede într-un fel, bărbatul altfel. S-au împărțit românii în ultimele luni pe subiecte de genul Roșia Montană. Nu ne vindem țara. După mulți ani am auzit acest slogan și l-am văzut la televizor. În necunoștință de cauză, domnule Săuca, în anii 90, sloganul Nu ne vindem țara, reactualizat în anul 2013, Nu ne vindem țara, dar de fapt, vă spun cu certitudine, 95% din cei care scandează Nu ne vindem țara nu au informația, pentru că nu există interes. Nu a informat nimeni, nici pe oamenii de la Pungești, nici pe oamenii de la Roșia Montană, de fapt, care este subiectul. Unii afirmă, domnule, creăm locuri de muncă și o țin pe a lor. Vine un alt specialist, în ghilimele, vine un alt specialist, zice, domnule, de fapt, la Roșia Montană vor fi în jur de 200 de locuri de muncă. Bun, pentru comunitatea din Roșia Montană, 200 de locuri de muncă probabil contează foarte mult. Dar este o nebuloasă totală și dați-mi voie să nu cred că toată stima pentru ei. O mână de oameni de la Pungești o să scoată din zonă o firmă cum este Chevron. O să revenim la emisiunea noastră după o foarte scurtă pauză de publicitate. Aveți un telefon acolo care bâzâie. Da, da, închideți-l, vă rog, că vă tot sună cineva sau scoateți-l afară. Tot să lăsați aici afară. Se poate vorbi. Da. Adică te duci prin ministrul României în America, Chevron fiind o firmă de top, Chevron e Chevron. Te duci tu în America, e cum să te primească, domnule, când îți spune domnul pe o mână de oameni. Deci, asta într-adevăr, discutam în urmă, ce astăzi, vineri, cu Vărumniu, cu Ioanea.
toată sima pentru el e o enciclopedie și în momentul în care, și nu îi depăși, chiar dacă are 75 de ani, ați avut ocazia să lucrați împreună. Da. Și mai discut, cred că suntem vecini acolo. Și chiar îi spuneam, domnule, mi se pare total inoportună vizita lui Ponta, mă rog, contează foarte puțin părerea mea, în contextul actual. Deci ești în râcă cu canadienii pentru Roșia Montană, ești, că în ultima instanță așa se pune problema, ești în râcă cu Chevronul pentru americanii, pentru gazul de șist și tu te duci în America. Probabil îmi scapă mie ceva, dar eu zic că e total inoportună vizita lui Ponta acum la America. Ori întâlnirea cu Joe Biden ca apa cea sfințită. Dacă mergi la american, te întâlnești cu doi oameni, cu președintele și secretarul de stat. Atât. Vicepreședintele... Ok, să le spui când fac montajul, deci partea asta să nu pună. De ce? A, nu. Oricum o prelucrează ei, că nu pot să o las așa, că trebuie să ai începuturile, finalul, dar le spun și lucrurile. La jumătate avem... Nu? Sau hai să înjurăm ceva, să vedem. Nu, dar întâmplător am o relație foarte bună cu toți colegii din spectru politic, din Salău și din Sălaj, așa că chiar n-aș vrea să... Nu, vă face gri. Să scoate la montaj. Mă rog, mă confesam domnului său ca chiar nu că oricum, părere persoană. Oricum nu-i ceva da, ieșit din comună. Păi, se poate spune de nu ceva, care nu se poate spune. Atunci are joi la 12 și 10? Da, tot așa, că e jurnalul regional până la și 10, cam la și 12 minute, 12 minute jumate, e ca lucru de știri la și 10, știi, cam 2 minute jumate. Mai bine ar fi să vin la 11 jumate. Dacă vrei, cât vrei să fie emisiunea? Cam o jumătate. Cum vrei, numai eu fac și calculatoare. De la unul am înțeles că aveți organizat, știu ce? Întâlnirea. Întâlnirea, da. De la 11 la 5. Cum faci programul? La noi nu e o problemă. Poți să ieși la 11, 13, 12. Numai că e 12 și un pic. Păi atunci va fi 12 și un sfert, un jumate și intrăm după în criză de timp, știi? Poți să ieși la 11. Ne înțelegem. 10 secunde și reinitare. Bine. 5 secunde. Revenim la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi stăm de vorbă cu domnul Ilie Lupa, secretar executiv al PPDD Sălaj. Înainte de pauză discutam despre subiectul național, cel Roșia Montană. De fapt, subiectul nu ne vine în țară. În ce măsură noi ne dăm aurul, gazul, petrolul, resursele în general, altora? Deci gazele și petrolul le-am lămurit. Da. Deci, dacă mai lămurim în aceeași manieră și aurul de la Roșia Montană, eu cred că nu mai rămânem cu nimic. Dacă ați avut ocazia să călătoriți dinspre Moldova spre Ardeal, o altă bogăție extraordinar de importantă, pădurile, este o imagine dezolantă. Și atunci, dacă după, cum am zis, petrol, gaze, păduri, deci noi exportăm lemn și importăm mobilă, deci după aceste bogății naturale, dacă mai rezolvăm de aceeași manieră și aurul de la Roșia Montană, înseamnă că rămânem descoperiți total. Pe lângă faptul că nu mai avem nimic, suntem și îndatorați pentru 20 de generații, și nu greșesc, pentru că sunt ferm convins că după o iarnă, nu mă uit neapărat după previziunile meteorologilor, după iarnă normală, care înseamnă facturi
la întreținere, care înseamnă foarte multe greutăți pentru, pentru circa 60% din populația României. Va urma o nouă tranșă de, de împrumut care va pune cruce unui program guvernamental pe care unul nu pot să-l înțeleg. Adică a ajuns la putere cu 62%, ceea ce nu s-a întâmplat din anii 90, când românii l-au votat pe, pe Ion Iliescu. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Sunt ferm convins că procentul pe care l-a luat PSD-ul, PSD-ul, ca să ne înțelegem, mă rog, a contat acolo și PNL-ul un pic, sunt votanții care merg disciplinat la vot și îl votează pe Ion Iliescu. Bun, deci, dacă ai câștigat alegerile cu o majoritate zdrobitoare, în loc să te apuci de lucru, celul principal al puterii a fost suspendarea președintelui Băsescu. Nu pot să spun că mă număr printre simpatizații lui Traian Băsescu, dar nu pot să nu observ că este singura persoană politică din România care mai stopează, care mai stopează cât de cât avântul, în ghilimele, avântul USL-ului. Revenind la eșecul politic, nimeni nu zice, domnule Său, că în momentul în care ai câștigat puterea, ai câteva persoane care au ajutat în campanie, mă rog, financiar sau sub o altă formă, au ajutat concret campania. Dar se numește în funcții cheie, și aici mă refer de la nivel local până la nivel central, care înseamnă guvernul și ministerele, se numește niște lipitori de afișe, cum le zic eu, niște oameni care n-au absolut nimic în comun cu pătrățica pe care o păstoresc. Poate exagerați. Nu cred. Nu cred. Pentru că dacă ne aflăm în situația actuală, și nu vreau să fac o comparație cu Occidentul, vreau să fac o comparație numai cu țările din fostul sistem socialist. Noi, dacă vă amintiți, în anii 90 îi luam în tărbacă pe bulgari. Deci bulgarii ne-au depășit. Nu mai vorbesc de unguri, care au scos femeiul din Ungaria, au scos frumos, nu mai vorbim de polonezi, nu mai vorbim de cehi, chiar și sârbi. Am avut oameni de mare calibru, oameni politici, dar din păcate ne-am bătut joc de ei. Și aici mă refer la Coposu, mă refer la Rațiu. Deci ne merităm soarta, domnule Săuca. Odată la patru ani, poporul are puterea în mână. Poporul român are puterea în mână. Dar, din păcate... Ne merităm soarta, în ce sens? Ne merităm soarta. Am auzit o spus... Fără să fim fataliști, da. Ne merităm soarta. Adică, odată la patru ani, când intri în cabina de vot, ai puterea în mână. Dar nimeni nu le explică la oameni. Nimeni nu le explică la oameni că de votul lor votează soarta țării. Contează soarta țării în următorii 4 ani. Știți că asta știu mulți. Nu, chiar nu trebuie să vi se explice foarte în detaliu. Îmi cer scuze că vă întrerup. Ăia care sunt conștienți nu merg la vot. Asta e o altă tragedie. Ăia care sunt conștienți nu merg la vot. Și atunci, dacă domnii parlamentari, după o zi de muncă obositoare, ar gândi, domnule, hai să introducem votul obligatoriu. Hai să introducem votul obligatoriu. Atunci tușierii, cum le spun eu, tușierii care cât de cât gândesc, nu vreau să jignesc pe nimeni, nu ar mai sta pe tușe, domnule. Te duci obligatoriu și îți exprimi opțiunea. Dar până când, e o părere personală, până când nu se ajunge la votul obligatoriu, eu nu cred că vom ajunge la o stare de normalitate.
îl oblig să meargă la vot. Și atunci nu apar discuții de genul după campania electorală și după vot, nu apar discuții de genul cum discutam în familie, soț cu soție, tu l-ai votat pe ăla, tu l-ai votat pe ăla, tu că n-ai fost la vot, tu ai fost la vot. Nu, domnule, toată lumea merge și votează. Radio Transilvania, Zalău, rotisorul politic, Ilie Lupa, PPDD, Sălaj. Ce lipsește Sălajului? Sunteți de atâți ani în orașul Zalău, vedeți? Da, deci fiind zăloan de 61 de ani, vă dați seama că țin foarte mult la oraș și la Sălaj. Părerea mea că suntem situați și într-o zonă fără confluențe. Dar asta nu înseamnă că dacă s-ar face niște eforturi, nu am putea ridica un pic nivelul de trai în Sălaj. Și mă gândesc în primul rând, mă rog, comparativ cu anii trecuți, infrastructura, drumurile, șoselele, să zic că sunt acceptabile, o parte dintre ele chiar s-au finalizat. Ar trebui încurajat proprietatea privată, nu numai în Sălaj. Nu numai în Sălaj, dar dacă tot m-ați întrebat și la nivel național. Proprietatea privată în sensul dezvoltării turismului, că altceva, vă spun drept, nu știu ce având în vedere că resurse există două fabrici, Silco Tubu și Tenarisul și Michelinul. Părerea mea că ar trebui gândit un pic în ideea dezvoltării turismului. Și mă refer la turismul rural. Mă rog, sunt câteva încercări timide în zonă, dar ar trebui o treabă organizată. Treabă organizată de un ministru care știe ce înseamnă turism și care să se bată acolo, domnule, și pentru Sălaj. Aproape de finalul emisiunii noastre, ce credeți că ar fi important de spus astăzi? Cel mai important mi se pare să găsim o soluție, mă rog, și asta nu găsesc numai politicienii, trebuie consultații specialiștii, să stopăm plecarea tinerilor din țară. În aparență, problema nu se discută în mass media, o parte dintre conducătorii noștri o ignoră ca să nu aibă probleme, dar trebuie să ne gândim că este un potențial extraordinar și mă refer și la cei care merg să lucreze în agricultură și la elite. Și când mă refer la elite, mă gândesc la faptul că probabil 20-30% dintre ei au făcut școală pe banii lor, dar diferența au făcut școală pe banii statului. Deci este o investiție extraordinară de care ne batem joc. Asta este o dorință, să stopăm plecarea tinerilor din țară. Vă mulțumesc, domnule Lupa, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan. Să aveți o zi bună în continuare. La revedere!